aud pe unii plângându-se, nu ne ajunge. Ce nu va ajunge? Pâinea nu ne ajunge. Dar dumneata, la cât te trezești dimineața? Mai într-o zi cineva, n-am de lucru. Păi de ce n-ai de lucru? Păi, la ora 10 te întâlnești cu mine și spui că n-ai de lucru? Și te plângi că n-ai cu ce să-ți plătești chiria? E rușine. Un bărbat în putere, o femeie în putere. Hărnicie, răspunsul. Asta, așa a rânduit Domnul Dumnezeu. Să muncim cu hărnicie și muncim cu hărnicie ne vom câștiga pâinea pentru casele noastre. Dar apoi mai e ceva, stimați familiști. Cât de harnic ai munci, să ai salariul cel mai mare din țară, dacă punga ta are două capete, praful se alege de ea. Dacă e un sac necusut la fund. Nu. Aici este vorba de cumpătare. Eu vă cunosc pe amândoi. Dumnezeu v-a binecuvântat pe amândoi cu spiritul cumpătării. Și înaintarea voastră se va vedea. Dar dați-mi voie astăzi, în ziua căsătoriei voastre, să vă spun două chei pentru cumpătare. Simple ca bună ziua. Unu. Dați lui Dumnezeu zeciuială. Cine dă Domnului partea Domnului, nu face altceva decât să securizeze binecuvântarea lui Dumnezeu peste el. Și este o dovadă de cumpătare. Să dai partea lui Dumnezeu. Voi aveți experiențe cu Dumnezeu în privința aceasta? Oricum, e o lege duhovnicească pe care doar oamenii cu judecată duhovnicească o pot înțelege. Dați și vi se va da. Dumnezeu vă va onora. 10% din câștigul vostru să fie dedicat lui Dumnezeu. Familiile pe care le știu în zona securității financiare, materiale, fac asta de la întemeierea lor până acum. Și încă ceva, faceți un cont de economii. Să nu cheltuiți tot ce v-a rămas, cel 90%, să nu cheltuiți tot. Puneți deoparte. Minim 10%. Dacă la începutul căsniciei voastre puneți minim 10% economie, asta va fi un exercițiu pentru toată viața. Și înaintarea voastră se va vedea. Cum mi-a zis mie odată cineva, zice, da, da, dacă pun 10% economie, păi eu pun 50 de lei pe lună. Pun. Și luna viitoare 100. Și la sfârșitul anului 600. Dar ce fac eu cu 600 de lei? Nu știu. Dar vai de tine dacă nu-i ai. Când trebuie să faci ceva. Ce poți să faci cu 600 nu știu, dar anticip ce te faci fără 600. Cumpătare. Hărnicie. Închinare cu partea Domnului, economie. Evitarea împrumuturilor, a împrumuturilor neesențiale. Familia din vremea noastră a găsit scurtătura spre împlinire materială. Băncile stau și ne oferă fericirea. Acum s-au mai învățat și ei că nu-i chiar așa, s-au ars. Nu. Dar continuă să ardă mai departe pe orice om lipsit de vigilență. Un sfat pentru toate familiile tinere. Îmi dau seama că e o problemă serioasă să achiziționez o locuință. Rezistați, vă rog, la tentația de a vă compara cu acele familii care sunt în fața voastră cu 15-20 de ani de drum. Găsesc între familiștii mai tineri, conversând cu voi, frustrarea asta. Da, dar noi n-avem. Ce n-aveți? Casă. Ca cine? Păi n-am în casă ca... Și dă, de exemplu, pe unul care ar putea fi tată. Da, dar între tine și el sunt 25 de ani de drum. Știi tu cum a fost omul ăla în urmă cu 25 de ani? Știți cum era fratele Nelu în urmă cu 25 de ani? Fratele Nelu în urmă cu 25 de ani. Familii la care vă uitați și spuneți, oh, ce mi-aș dori, stabilitatea, locul de muncă, profesia acestuia care. Și ești ispitit că n-ai mașina lui și casa lui, dar sunt 25 de ani de muncă între voi. Gândiți-vă la asta.
acumulați progresiv, cumpătare, hărnicie, dărnicie, simțul responsabilității și multă răbdare. Fugiți de compromisul împrumuturilor. Fugiți cât puteți. Și dacă trebuie, că uneori trebuie, mai ales dacă e vorba de cumpărarea unei locuințe, când vă calculați, banca spune, ia, spune ce salariu ai, ca să zicem cât te poți împrumuta. Când îți calculezi împrumutul sau bonitatea, vă îndemn, din dragoste de frate în credință și păstor de suflete, să aveți grijă la următorul exercițiu. După ce banca, după ce ai dat toate informațiile și după ce banca aceea va spune, dumneavoastră vă puteți împrumuta cu atât. Dumneavoastră să spuneți funcționarului de la bancă următorul, taie jos 20%. 20% taie jos. Eu știu pe alții că au făcut altfel. O zis, frate, către fratele lui mai mare sau sora lui mai mic, nu vii cu mine la bancă să semnezi pentru mine garanție, să-mi ia mai mult. Să nu faceți greșeala asta niciodată. După ce ți-a calculat bonitatea, tăiesc de pe foaie 20%. Și o să mă întrebați de ce. Ține minte, banca nu știe că tu dai partea Domnului. Și nu știe de contul tău de economii, 10%. Rob la bancă pe 25 de ani te vrei. Țineți cont de aceste chestiuni simple și o să vedeți cum ele, cumulându-și efectele, vor lucra la fortificarea căsniciei voastre.